Un avion de vânătoare de tip Mi-21 Lancer, care aparținea de baza aeriană 71 din Câmpia Tursii, s-a prăbușit în județul Mureș. Pilotul a apucat să se catapulteze și a scăpat cu viață. Avionul Mi-21 Lancer efectua un zbor de antrenament. În apropierea localității de Drad, de lângă Reghin, avionul s-a prăbușit. Cauzele accidentului sunt deocamdată necunoscute. Accidentul va fi anchetat de o comisie trimisă de Statul Major al Forțelor Aeriene Române. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, la fața locului s-a deplasat un elicopter SMURD pentru a-l prelua pe pilotul de avion. Acesta acuză dureri lombare, cauzate probabil de forța cu care a fost catapultat. Avioanele MiG-21 Lancer sunt de fabricație sovietică. Primele modele de MiG-21 au fost produse la sfârșitul anilor 1950. Avioanele MiG-21 Lancer au fost modernizate după căderea comunismului de către o firmă din Israel, care a schimbat elementele de avionică.